Cireșe aduse din străinătate se găsesc în aceste zile în piața centrală din Ploiești. Clienții stau departe însă și spun că așteaptă să se coacă cireșele autohtone pentru a-și face pofta. Un kilogram se vinde astăzi cu 75 de lei. La ce prețuri? Lasă-mă! Nu cumpărați? Da, cum să nu? La pensia mea mă duc să cumpăr 5 kg. Hare să-mi dea restul. Noi de-abia ne ducem viața după zi pe alta. Ce să mai cumpărăm? Alea sunt prea fudulie. Cine ia, să ia de 10 lei, două cireșe. Și cu asta termina. Da? Luați? Cumpărați? De ce? Sunt foarte scumpe. Vă dați seama. Aproape 2 kg de carne. Și așteptați să se coacă ale noastre? Da. Vă gândiți să cumpărați? Păi, ăla-i preț de cumpărat. Timpurile astea, 75. Așteptăm o lună de tine, ieși și reșele românești. 7, 8, 10 lei. Are pentru reclamă. Vreți să cumpărați? Nici într-un caz. De ce? Păi, sunt foarte scumpe. Nu sunt grozave, probabil nici gustoase, probabil că nu sunt, și așa că nu e de noi. Și mai așteptați Așteptarea noastră. Mulțumesc. Să știți că eu când cumpăr ceva fructe din piață și sunt venite de undeva, le miros. Dacă au miros, dacă nu miros a chimicale, deci cam așa. În Grecia e ok. Nu? Nu sunt românești? Nu. Scumpe? Cumpărați? Nu. Nu. Până nu se fac ale noastre și mai scade prețul, nu. Pe plaiurile mioritice, primele care se vor coace sunt cireșele de mai.